Județele din Arhiepiscopia Dunării de Jos se numără printre cele în care procentul elevilor înscriși la ora de religie depășește media națională. Părinții au înțeles și au dovedit prin alegerea exprimată importanța studierii acestei discipline. Atât în județul Galați, cât și în Brăila s-au înființat filiale ale Asociației Părinți pentru Ora de Religie. O întâlnire a membrilor organizației a avut loc vineri seară la Casa de Cultură a Tineretului din Brăila. În mijlocul celor peste 400 de părinți și elevi a fost prezent înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Casian. Mărturia plină de responsabilitate, plină de credincioșie și plină în același timp de credință în valorile spirituale și în sufletul românesc, prin exprimarea părinților și a dascălilor în general în privința orei de religie în școli, ne umple de sentimente de respect față de Biserica Mamă, față de Sfântul Sinod, față de Preafericitul Patriarh și de preoțimea credincioșii, părinții și elevii Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Au optat pentru normalitate și în același timp este un început de lucrare temeinică, atât în ceea ce privește lucrarea cadrelor didactice, a preoților prin parteneriatul dintre școală și biserică și anunțăm cu bucurie în toată eparhia sărbătoarea Sfintei Cruci. Este și prima zi a unui exercițiu extraordinar în care o parte dintre copii vor primi darurile care le lipsesc, rechizite, cărți și celelalte, nu numai pentru ora de religie, urmând ca de Sfintele Paști să primească și hăinuțele. Sperăm ca împreună să lucrăm spre binele școlii, spre binele educației și spre consolidarea frumuseții sufletului românesc, spre binele neamului românesc. Există valori esențiale pe care orice copil trebuie să le dețină atunci când va deveni adult, valori fundamentale precum bunătate, toleranță, respect, și aspectul acesta cred că se discută în timpul orelor de religie. Orele de religie ajung la sufletul copilului, este foarte important să reușim să cunoaștem și sufletul, nu numai mintea. Românii vor renunța la credința sărbună? Românii își vor lăsa copiii în ceață, în negura lipsei de credință? Sub nicio formă asta nu se întâmplă. Este un exemplu extraordinar. Cred că n-am învins pe deplin. Mai avem multe de făcut și ne înrolăm, rămânem pe mai departe alături de ceea ce înseamnă școală, educație, credință. Mult înainte de a deveni părinte, m-am întrebat de ce nu există și nu se predă religie în școli. Eu, ca om, am simțit nevoia să fiu ghidată și orientată în acest sens și m-am bucurat când s-a luat această decizie și mă bucur și susțin în continuare acest demers și mă bucur că copiii au avut o atitudine pozitivă în acest sens, pentru că sunt tineri, au întrebări și au nevoie de răspunsuri și au nevoie de răspunsuri avizate. Că avem nevoie de răspunsuri la întrebările sufletului, pe care nu le găsim în manuale, la științe sau la materiile de uman, nu se găsesc și avem nevoie de ele de la un profesor de religie care să fie apropiat de noi și care să aibă maleabilitatea să ne dea respectivele răspunsuri și să ne lămurească pe cât mai mult posibil. Am văzut că ai luat cuvântul pe scenă. Ce ai avut de transmis celor din sală? Ideea mea a fost punctul de vedere al elevului, pentru că a fost implicată biserica, profesorii, părinții, dar niciodată elevul. Și m-am gândit că ar fi bine să, prin mine, câțiva să se regăsească. Mulți, puțin, asta mi-a fost ideea și dorința. Ierarhul Dunării de Jos le-a prezentat profesorilor și elevilor mai multe volume dedicate învățământului religios apărute la editura eparhială. Corul Ortodoxia al Arhiepiscopiei Dunării de Jos a susținut un concert de muzică bizantină.